Lucrările din acest an au început numai în urmă cu câteva zile, odată cu scăderea nivelului de apă. În acest an, administrația bazinală de apă Mureș va cheltui 2 milioane de lei și dacă lucrările decurg conform planului, Pocloșul va deveni un pârâu curat și cu aspect plăcut la sfârșitul acestui an. Ele constau în amenajarea talveiului, adică al fundului pârâului, precum și a malurilor cu perei de piatră brută. De asemenea, toate lucrările de închidere la poduri, de evacuări de ape pluviale, toate sunt amenajate astfel încât să fie și funcționale și să dea și aspectul acela plăcut. Oamenii administrației și mașinile lucrează fără încetare pentru a reuși să termine lucrarea în cel mai scurt timp. Lucrările care le vedeți în momentul de față sunt executarea acelui canal din mijlocul fundului Albiei, care atunci când sunt debitele scăzute, canalizează întreaga cantitate de apă. După cum vedeți, se pune pe un strat filtrant asupra unui alt strat de impermeabilizare, astfel încât dalele care sunt așezate să nu fie permanent în contact cu apa. Pârâul Pocloș a devenit un focar de infecție, plin de gunoaie, șoareci și țânțari. La cea mai mică ploaie, deșeurile lăsate pe marginea pârâului ajungeau în Albie și intrau în putrefacție. În aceste zile, să zicem călduroase, motivația ar fi că ele, deșeurile menajere, care totuși mai există pe mal și în cursul de apă, intră într-un proces de putrefacție și atunci de gaz un miros neplăcut. Din punctul nostru de vedere, inclusiv soluția tehnică pe care am adoptat-o, de acel mini canal în mijlocul pârâului, este pentru că atunci când debitele sunt foarte mici, apa să se adune acolo, să nu rămână și să creeze acele mirosuri neplăcute. Despre ideea primăriei municipiului Târgu Mureș de a amenaja o pistă de biciclete pe malul pârâului Pocloș, reprezentantul administrației a declarat că autoritatea locală are undă verde să își implementeze proiectul, cât timp nu afectează mediul înconjurător.